Astăzi nepoțica dumneavoastră a câștigat un premiu. În ce constă expoziția pe care a pregătit-o? Deci expoziția de data aceasta vine să marchez într-un mod specific, respectiv exponatul Alexei, mărțișoare numismatice. Și când spun acest lucru, spun specific și prioritar, pentru că inițial mărțișorul, când a fost oferit, începând, eu știu, din perioada dacică, deci clasa aristocratică întotdeauna oferea mărțișorul cu o monedă de aur sau de argint. Noi ce am pus acolo în panou Alexiei, în exponatul ei, deci sunt mărțișoare dedicate lui Eminescu și mărțișoare numismatice românești din perioada modernă, începând cu banul aurit de la 1888, când la balul curții regale dat în cinstea acestei sărbători, regele a oferit ca mărțișor, alături de șnor, acest ban în ediție specială la sărbătoarea respectivă. Asemenea, deci panou mare, deci tânărul Vlaic, nepotul lui domnul Chiricheș, și de asta le-am așezat acolo mai sus. Asta ar fi specificul exponatului de astă dată, din anul ăsta, dar care se încadrează în tematica generală a expoziției Mărțișorul. Cât la sută a fost contribuția dumneavoastră și cât a fost a ei? De data aceasta trebuie să recunosc mai mult contribuția mea din cauza că ea locuiește la Suceava, dar întotdeauna când ne întâlnim avem exerciții de acomodarea domeniului și abia aștept ca ea să crească puțin mai mare, să pot să-i dau, eu știu, cele necesare în zona instrucției și multe motive de dragoste și stări afective față de aceste, eu știu, preocupări care, măcar genetic, trebuie să fie și în ea, că e nepoata mea. Da. Mulțumim!